Bună seara și bine v-am regăsit la E vremea ta! Sunt Cristina Soare și astăzi, la nivel global, temperatura maximă a fost de plus 42,5 grade în Senegal, iar cea minimă de minus 61,6 grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi în următoarele 12 minute. Vă spunem ce avertizmente a lansat secretarul general al Organizației Națiunilor Unite vis-a-vis de schimbările climatice, ce mașină zburătoare a fost testată în public în Japonia și, bineînțeles, vom afla cum va fi vremea pe termen scurt. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut ieri țărilor bogate să-și avanseze obiectivele de neutralitate a emisiilor de dioxid de carbon cât mai aproape de 2040, față de 2050, cât este stabilit în prezent, pentru a putea dezamorsa bomba climatică. Omenirea merge pe un strat subțire de gheață și această gheață se topește rapid, a declarat Antonio Guterres într-un mesaj video cu ocazia publicării ultimului raport al grupului interguvernamental de experți în evoluția climei, document descris de Guterres ca fiind un ghid de supraviețuire pentru omenire. Secretarul general al ONU consideră că lumea poate încă limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius peste temperaturile din perioada preindustrială. Însă, pentru aceasta este necesar un progres decisiv în ceea ce privește acțiunea climatică de către toate țările și toate sectoarele. Deși toți cei implicați trebuie să apese butonul de derulare rapid înainte, Antonio Guterres recunoaște că țările în curs de dezvoltare sunt mai puțin responsabile pentru încălzirea globală și mai puțin capabile să-și accelereze tranziția. Primele vizate, țările dezvoltate, care trebuie să se angajeze să atingă neutralitatea carbonului cât mai aproape posibil de 2040, un obiectiv pe care toate aceste țări ar trebui să intenționeze să îl atingă. În prezent, majoritatea țărilor dezvoltate care și-au asumat astfel de angajamente vizează să obțină neutralitatea carbonului până în 2050, deși câteva dintre acestea au obiective mai ambițioase, precum Finlanda în 2035 sau Germania și Suedia în 2045. În ceea ce privește economiile emergente, liderilor trebuie să se angajeze să obțină neutralitatea carbonului cât mai aproape posibil de 2050, a mai spus Guterres. Marile țări emergente au obiective mai îndepărtate, în special China în 2060 și India în 2070. Secretarul general al ONU, care va organiza un summit pentru acțiune climatică în septembrie, a subliniat încă o dată rolul major al G20, responsabil pentru 80% din emisiile globale de gaze cu efect de seră și ai cărui membrii trebuie să se unească într-un efort comun pentru a face din neutralitatea carbonului o realitate până în 2050. Seismul de magnitudinea 6,8 produs în weekend în sudul Ecuadorului și resimțit și în Peru a dus la moartea cel puțin 15 persoane, conform unui anunț făcut de către autoritățile ecuadoriene. Conform US Geological Survey, seismul care a lovit regiunea ecuadoriană de coastă Guayas a avut epicentrul la aproximativ 80 de kilometri sud de Guayaquil, cel de-al doilea oraș ca mărime din Ecuador. Seismul s-a produs la o adâncime de 66 de kilometri. În Ecuador au murit 14 persoane și aproximativ 400 au fost rănite, conform unui raport al Secretariatului Ecuadorian pentru Managementul Riscului. Majoritatea deceselor s-au produs în provincia El Oro, dar au fost raportate și în Azuay, în regiunea muntoasă a Anzilor, conform cotidianului ecuadorian El Comercio. Președintele Ecuadorului, Guillermo Lasso, a îndemnat la calm și a călătorit în cele mai afectate provincii, El Oro și Azuay, unde a vizitat, printre altele, un spital. În Peru a murit o tânără fată după ce locuința în care se afla s-a prăbușit, în regiunea Tumbes, de la frontiera cu Ecuador, conform premierului peruan Alberto Otarola. Potrivit Institutului Oceanografic și Antarctic al Marinei din Ecuador, cutremurul nu îndeplinește condițiile care ar putea genera un tsunami în Oceanul Pacific. Exploatarea forestieră, incendiile și agricultura provoacă dispariția pădurilor montane într-un ritm tot mai alert. Aceasta este concluzia unui studiu publicat recent, efectuat de către oamenii de știință din mai multe țări. Munții găzduiesc 85% dintre păsările, mamiferele și amfibienii lumii, în special în păduri, ceea ce face ca pierderea acestora să fie alarmantă pentru biodiversitate. Pădurile montane acopereau 1,1 miliarde de hectare în anul 2000, potrivit autorului acestui studiu publicat în revista One Earth. Cu toate acestea, cel puțin 78,1 milioane de hectare, o suprafață mai mare decât cea a statului american Texas, reprezentând 7,1% din total, au dispărut între 2000 și 2018. Au determinat cercetătorii folosind date din satelit. Iar ritmul dispariției pădurilor montane se accelerează.
Pierderile recente au fost de 2,7 ori mai mari decât la începutul secolului. Autorii acestui studiu avertizează în special asupra faptului că zonele cele mai afectate, 42% din total, unde ritmul dispariției e cel mai accelerat, sunt pădurile tropicale montane, zone vitale pentru biodiversitate și refugiul a numeroase specii amenințate. Altitudinea și pantele abrupte au limitat în trecut exploatarea acestor păduri de către oameni, notează cercetătorii. De la începutul secolului însă, ele au fost din ce în ce mai vizate pentru lemn și agricultură. Exploatarea forestieră este responsabilă pentru 42% din pierderile de păduri montane, urmată de incendiile de pădure, 29%, agricultura itinerantă, 15%, și agricultura permanentă sau semipermanentă, 10%, se arată în studiu. Potrivit cercetării, dispariția pădurilor montane este cea mai pronunțată în Asia, 39,8 milioane de hectare, adică puțin peste jumătate din totalul pierderilor. America de Sud, Africa, Australia și Europa au înregistrat de asemenea pierderi semnificative. În unele zone, oamenii de știință au observat o regenerare a pădurilor montane, dar nu întotdeauna și a speciilor locale și, mai ales, fără a fi compensate pierderile, a subliniat și Nguyen He, coautoare a studiului. Am avut parte de o zi mohorâtă cu ploi slabe în mare parte din țară. Haideți să vedem ce ne așteaptă în următoarele ore. Așadar, în această noapte cerul va fi variabil, mai puțin în sudul și în sud-estul țării, unde temporar va ploa. Cu totul izolat, poate să picure în Moldova și în Transilvania, iar pe crestele Carpaților meridionali vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad și 9 grade Celsius. Mâine, când soare, când nori și ploi în prima parte a zilei în regiunile sudice și în cele sud-estice, iar mai apoi și în celelalte regiuni, dar cu precădere în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius. În București, în această noapte, va ploua, vântul nu pune probleme, iar spre dimineață în termometre vom avea în jur de 8 grade. Mâine, mai ales în prima parte a zilei, cerul va fi mai mult noros și va continua să picure, iar în aceste condiții temperatura scade față de astăzi. Iată, mâine la amiază vom avea 12 grade. Presiunea atmosferică are o valoare de 754 mm coloane de mercur. Păi mâine iese și soarele, dar începând din orele amiezii și crește temperatura 17 grade. Mâine la munte sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie, doar pe crestele Carpaților meridional, cu totul izolat, mai apar lapovițe și ninsori. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile maxime vor porni de la 4 grade în Ceahlău și se vor opri la 10 grade în Stâna de Vale. La nivelul întregii țări, ziua de poimine aduce vreme în general frumoasă în majoritatea regiunilor, cu temperaturi în creștere. Așadar, la amiază, maximele vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade. Zilele trecute, locuitorii din orașul japonez Osaka au avut ocazia de a vedea cu ochii lor un test efectuat în public cu o mașină zburătoare. Evenimentul a avut loc într-un parc din centrul orașului Osaka. Ministrul transporturilor a spus că acest test reprezintă primul zbor într-un spațiu public din Japonia al unei asemenea mașini. Aceasta are mari șanse de a fi mijlocul de transport oficial pentru World Expo 2025, care va avea loc la Osaka, după cum au anunțat organizatorii respectivului eveniment. Zborul test a fost organizat de către mai multe companii japoneze care susțin acest proiect, printre care unele specializate în transportul public, dar și de tip shuttle. Vehiculul zburător folosește o tehnologie caracteristică dronelor și funcționează pe bază de energie electrică. Construită în Statele Unite ale Americii, această mașină zburătoare, cu un singur loc pentru moment, are o lungime de 4,5 metri, 2,4 metri înălțime, cântărește 221 de kilograme și are 18 elici. În timpul zborului test, pilotul s-a ridicat la o înălțime de 8 metri, unde a efectuat diverse manevre, printre care zbor orizontal și circular pe o rază de 50 de metri, până ce a revenit la locul de aterizare. Takechi Satoshi, unul dintre organizatorii evenimentului, speră că acest zbor test să-i ajute pe oameni să-și imagineze cum va fi folosită această mașină în timpul expoziției din 2025. El a adăugat că se intenționează dezvoltarea unei piețe pentru un asemenea vehicul și după acel eveniment. Astăzi, cel mai cald a fost în Rusia, 27,7 grade. Temperaturi ridicate se vor înregistra mâine și în peninsula iberică. Așadar, în țările sud-vestice, vremea se anunță în general frumoasă, cu maxime de până la 23 de grade în Madrid. În schimb, în țările vestice și în cele nord-vestice, norii vor fi destul de numeroși și vor apărea precipitații mixte. Precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare vor apărea pe parcursul zilei de mâine și în peninsula balcanică, dar iese și soarele în Budapesta, unde vor fi 18 grade.
grade. În restul Europei, vremea asemănătoare cu cea de astăzi, mulți nori și precipitații mixte. Soarele se arată în partea de răsărit. Mâine în Oslo vor fi 5 grade. În mod tradițional, la rubrica No Comment căutăm să vă arătăm lucruri și întâmplări deosebite. Astăzi îl veți vedea pe cascadorul Aaron Colton cum s-a jucat cu motocicleta prin diferite locuri din Statele Unite ale Americii. Am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Ne revedem joi, seara, de la 7 fără 10. Până atunci, vă lăsăm cu imaginea zilei. Să aveți o seară minunată, toate cele bune!